În 15 ani de activitate, ANOFM a parcurs diferite etape de transformare și dezvoltare pentru cei care se află în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru persoanele care sunt preocupate de o viață profesională activă. În toată această perioadă, instituția s-a implicat în implementarea mai multor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă pentru susținerea financiară a ocupării forței de muncă. În data de 10 decembrie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă împlinește 15 ani de activitate, ocazie cu care la nivel național se pregătesc o serie de activități pentru celebrarea acestei zile. Începând cu ora 10, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu, va avea loc deschiderea evenimentului printr-o conferință de presă și o masă rotundă la care vor participa atât reprezentanții mass media, cât și reprezentanții ai instituțiilor publice locale și colaboratorii apropiați ai noștri, agenți economici și începând cu ora 11 sunt așteptate persoanele interesate să cunoască activitatea agenției noastre, să vină să ne viziteze. Prin organizarea acestui eveniment se dorește consolidarea încrederii clienților AJOFM și a potențialilor clienți în serviciul public de ocupare, precum și evidențierea diversității acțiunilor desfășurate în cadrul agenției. De asemenea, Ziua Porților Deschise este organizată pentru a oferi posibilitatea tuturor beneficiarilor serviciilor oferite de către ANOFM, respectiv angajatori, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, reprezentanții ai societății civile, să cunoască din interior modul în care își desfășoară activitatea agenția. Astfel se are în vedere stabilirea unui contact mai bun cu cetățenii.